Bună dimineața! Vă mulțumim pentru prezența la această primă declarație de presă de astăzi despre misiunile structurilor Ministerului Afacerilor Interne în contextul alegerilor prezidențiale. Așa cum știți, în București are loc și un referendum, iar misiunile noastre au fost adaptate în mod corespunzător. La acest moment, vă pot confirma că pe parcursul nopții, cât timp cele 18.968 de secții de votare constituite la nivel național s-au aflat sub protecția efectivelor MEAI, nu au fost înregistrate incidente. Iar în această dimineață, secțiile de vot au fost predate președinților birourilor electorale cu sigiliile intacte. Pe parcursul nopții și în cursul zilei de ieri au fost semnalate 306 sesizări cu privire la posibile incidente electorale, dintre care 33 nu s-au confirmat, iar 87 sunt în continuare în verificare. Efectivele MEAI au întocmit 3 dosare penale cu privire la posibile infracțiuni și au aplicat 43 de amenzi în valoare de aproape 70.000 de lei și 110 avertismente pentru contravenții referitoare la procesul electoral. Cele mai multe sesizări au vizat continuarea campaniei electorale. Reamintesc că persoana care continuă propaganda electorală după încheierea oficială a campaniei electorale, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, considerate spațiu public, poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei. Aproximativ 70% dintre sancțiunile aplicate ieri au fost însă sub formă de avertisment, scopul fiind de a descuraja încălcarea cadrului legal. Printre persoanele sancționate se numără reprezentanți și simpatizanți ai mai multor formațiuni politice. Vă asigurăm că fiecare sesizare cu privire la încălcarea legii a fost tratată cu imparțialitate de angajații MEAI, indiferent de persoanele implicate. Aproximativ 45.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizați astăzi pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor. Peste 8.700 de efective au ca principală sarcină menținerea climatului de ordine publică la nivelul întregii țări, în timp ce aproximativ 20.500 de angajați sunt responsabili cu protecția secțiilor de vot. În același timp, sunt pregătite echipe care să asigure intervenția și verificarea imediată a sesizărilor privind producerea unor incidente electorale, respectiv săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul de vot. Permiteți-mi acum să reamintesc principalele fapte interzise în ziua votului, precum și pedepsele prevăzute de lege. Așa cum spuneam, persoana care continuă propaganda electorală sau sfătuiește alegătorii la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat poate primi o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei. Tot cu amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei, poate fi sancționată persoană care refuză să se conformeze dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi. Nerespectarea dispozițiilor legale privind prezența altor persoane în cabina de vot în afara celei care votează se sancționează cu o amendă cuprinsă între 4.500 și 10.000 de lei. Alegătorul care, din motive temeinice constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are totuși dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el pentru a-l ajuta. Acest însoțitor nu poate fi însă din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților. Comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare, între orele 7 și 21, se sancționează cu o amendă de la 1.500 la 4.500 de lei. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Nu intră în categoria bunurilor interzise cele cu valoare simbolică inscripționate cu semnele unei formațiuni politice. Persoana care votează fără a avea acest drept, de două sau de mai multe ori, ori prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Tot cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi, se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau unui buletin de vot fals. Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Însă atunci când fapta este comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Așa cum știți, biroul electoral ale secțiilor de vot asigură buna organizare a votării. Președintele biroului electoral este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții, precum și măsurile de ordine în localul de vot și în jurul acestuia. În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții autorității electorale permanente, membrii birourilor electorale ierarhic superioare și personalul tehnic, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru a vota.
Președintele secției de votare poate lua măsuri pentru ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România, care votează la una dintre secțiile de votare din țară, își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele documente: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar. Pentru a veni în sprijinul alegătorilor care doresc să voteze, dar nu au documente de identitate valabile, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, cu sediul în București, asigură program de lucru cu publicul, inclusiv astăzi, până la ora 21. Pentru programul serviciilor județene de evidența persoanelor, vă recomandăm să consultați paginile de internet ale instituțiilor care vă interesează. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a solicitat efectivelor mobilizate în cursul acestei zile să manifeste o conduită exemplară, cu respectarea strictă a principiilor de legalitate, responsabilitate, echidistanță, imparțialitate și eficiență. Fiecare sesizare cu privire la producerea unor incidente electorale va fi verificată cu operativitate și profesionalism de angajații MEAI, indiferent de persoanele implicate. Pe parcursul zilei vă vom informa periodic cu privire la misiunile și rezultatele desfășurate astăzi. Următoarea declarație va avea loc la ora 11. Mulțumesc!